Băi, ce ne simțiți? Bă, mă fac mare ucigător în stele, că vă urăsc, mamă, vă urăsc din tot sufletul meu. Nu vreau să mor, nu vreau să mor. Sunteți magnifici, magnifici. Am fost plăcut impresionat, pentru că în episodul trecut de Minecraft, un joc pe care probabil nu aș fi ghicit vreodată că o să-l mai joc vreodată în viața mea de acum 4 ani, comentariile de la voi au fost atât de on point și atât de... M-am simțit exact ca în clasa 8-a, când nu aveam habar nimic la fizică. Cineva încerca să-mi șoptească, încerca să-mi zică, încerca să mă ajute în vreun fel sau altul. Ați fost acolo cu comentariile alea blană. Deci, în episodul de astăzi, sper, cel puțin vreau, ce naiba e asta? E ceva de eu nu cred că mai am spate un inventar. Eu vreau, și bine, de fapt și voi, vrem să facem rost de saddle pentru Miță, să-l ducem acasă, să facem un mic grăjduleț. Dar până atunci am citit comentariile și multă lume, adică practic toată lumea mi-a spus: culcă-te, bă! Adică nu știam că dacă nu mă culc se întâmplă ceva. Cel puțin în trecut nu se întâmplă nimic dacă nu mă culcam. Și mi-a scris că se întâmplă niște fantome sau să mă culc în Nether. N-am înțeles care e faza. Adică nici măcar n-am ajuns la Nether. Vă rog. Mi-a spus cineva să fac pat, dar nu am nevoie să fac pentru că l-am furat din acel village. Și aparent în acel village, gata, avem aici: you can sleep only at night. Damn! În acel village puteam să găsesc și saddle dacă eram puțin mai norocos. Iar aparent, lumul ăsta e pentru făcut bannere. Nu știu ce înseamnă mai exact faza cu bannerele, dar lumea mi-a spus că e de făcut bannere, așa că i-am luat-o pe bune. Facem aici niște mincare. Niște mincare. Ar trebui să fac un chest. Am destul lemn. Lemnul este viața mea. Bine, și la un moment dat vă dați seama că trebuie să facem casa asta mișto, să o punem așa mai pe înălțime, să-i facem aici șmecherii. Dar toate la timpul lor. Deocamdată avem aici o căsuță, mini fortulețul ăsta al nostru, în care să stăm să ne apărăm de demonii naturii care vin peste noapte. Saddle-ul în sine, aparent, îl putem și pescui, dar cred că e o șansă foarte mică să-l pescuim. Sau nu știu dacă era și în dungeon-ul sau în chestii de genul. Clar nu-l putem face, deci cu asta... Asta știm deja. E un merchant sau un ceva, un traveler sau nu știu exact cum îl cheamă pe nenea ăsta, care vinde lame, slash alpace. Nu l-am văzut până acum, dar dacă îl găsim, ar fi mișto să facem o fermă de alpace la noi aici în curtea noastră. M-am pus acilișa din greșeală în pat, pentru că nu știam cum naiba se folosește, dar Ju has made achievement sweet dreams. Și așa scap de nopți! Așa scap de ăia! Nu mă dezaștept! Și cred că merge să mă și spawneze aici când mor, pentru că asta era șmecheria 4 din câte mai țin eu minte. În fine, nu contează, acum avem practic chestia asta. Apoi, noi aveam un sat care să dea naiba, dacă știu unde era, în care putem căuta saddle pentru Miță. Nu cred că o să avem așa mult noroc pe cât credeți voi, dar putem încerca cel puțin. În aventură strigăm ura. Și mai erau și câini și pisici și tot felul de nebunii, dar nu știu cum să iau și ce se face cu ei deocamdată. Am citit o singură chestie interesantă, pentru că mare Minecrafter eu aici de față, am început să mă interesez de Minecraft. Porcule, te voi cruța. Așa, închide-te în fața mea. Nu știu unde era satul. Era undeva... Tași mai din gură. Bartolomeu, așa te numesc. Trebuie să recunoașteți că are față de Bartolomeu. Pe aici am mai trecut niște carne la băiatul pe Moca Cioca. Miță, îți promit eu. Slime-uri nu știu de unde se iau. Cred că se găsesc în gropile astea adânci. Dar... și mi-a spus cineva că Miță e ăla care are 15 inimi și Măsa are 16 inimi. Sau nu am înțeles exact cum vezi inimile și așa, dar... ăsta nu e niciunul dintre ei. Marș acasă, falsule! Nu ești cine trebuie să fii. Cine trebuie să fii, ești nebun. Bă, nu mai țin minte pe unde dracul. Și mi-a spus cineva că pot să mă uit pe coordonate ca să țin minte, dar dracul ține minte de coordonate. Aoleu, mă atacă calul. E oaie. Tași din gură! Au! Tu ești Miță? Nu, tu ești Măsa, că pe Măsa mă pun direct. Tu ești Miță? Ești mai negru închis? Sau ești la fel ca Măta? Miță! O să te iau eu până la urmă. Îți promit, îmi dedic viața ție, Miță, ca să se iau până la urmă de acolo. Chiar dacă asta înseamnă să pierd totul în jocul ăsta. Pentru tine, Miță. Pentru tine. Cred că era în direcția asta, pentru că țin minte că pădurea nu era tocmai din aia super verde. Era... așa mai... Riță! Riță!
Mickey! Ah, se sinucide! Am aruncat cu torțar pe el în greșeală. Ce faci, mă? Cum îl iau pe ăsta, micu? Trebuie să-mi spuneți cum îl iau pe Riță. Riță, ăsta e purașul al vara mea. Nu! Bine, îl cheamă Tofi pe ăla sau Tofu sau Tofa. Tofi, nu? Vulpea! A sărit, ce a făcut? Ce? Alo? Șușu! Nu știu cum se iau pe Șușu. A, ba, da, știu. Mi-a spus cineva că pe Șușu trebuie să iau. Am ajuns la oraș, ești nebun? Ăsta e orașul? Să iau același? Oh my God, o omoară pe Riță! Nu! Îmi pare rău, voi lua acest moment ca să-i fac Luriță un mormânt. Ce urât din partea ta, Șușu! Voi spera doar că nu e Șușu ăla al meu, să asta fie alt Șușu. În memoria lui Riță. Bine, nu știu cum să-i fac mormânt. Hai să-l fac aici la oraș, ca aici. Am murit acolo, ține minte că am murit acolo, dar totuși, în oraș. Se face un mormânt decent. Riță! Am văzut tot de drăguț! Riță! Șușu rău! Au! Ce trăc m-a lovit? Șușu rău. Au! Doamne, ce periculos e jocul ăsta. Aici lângă mare. În memoria lui Riță. Cred că ăsta era pământul lor în care plantau chestii. E, asta e. În memoria lui Riță. Vom, nu știu cum se aruncă chestiile. E, nu, eu. De ce mi-ai aruncat pâine atunci? Am aruncat și o pâine ca să fie. Și arunc și o carne. În memoria lui Riță. Singurul iepure pe care l-am văzut în jocul ăsta și care de altfel a murit în primele 3 secunde. Cred că ce zale? Mulțumesc, doamna natura, arigato pentru ce naiba s-a astea? Reau. Fie rușine. Până o lumânare, Riță, ai fost un iepure bun. Amin. Să ne că găsim vreun saddle și de altfel aș putea să mă cu... Oh my God, ce gangbang se întâmplă pe... Pleacă de aici cu nebunile tale. Nu mi-a spus că pot să prăjesc mâncare direct dacă o bag direct în... Pot să prăjesc cartofi, de exemplu? Ia. Yeah. A mers? Tocmai am irosit mâncarea, mulțumesc foarte mult. A, nu, se pune aici, ești nebun? A, sunt 4 locuri. Puteți să-mi dați cartofi înapoi, mulțumesc foarte mult, pentru că mi-e foame. Pă bune, nu mai dă înapoi, doar îi las. Baked potato. Ia cât de un baked potato. Că un dă-l-am dă puțin, ia. Dacă îl bake-uiesc, am dă 2. Aveți cumva chesturi? A, băgam ea și în gardul vostru, care nu mă lasă niciodată să ies pe niciunde. Aveți cumva chesturi ascunse din care pot să găsesc saddle-uri? Adică gen... Tu ce ești? Ce dracu s-a auzit? Șușu, merit să mor de la asta, l-ai omorât pe Riță. Astăzi ești un mare nu de la mine. Ce ești tu, domnul? Uite, bă, că ăștia sunt... Ah! Doamne, ce urăsc tufele astea! A, mi-a spus că aia mă protejează, aparent. Sau, bine, protejează pe ei. Nu e gen rău. Ăsta e un fel de gardian al orașului. Salut, domnule gardian, apreciez munca ta de polițist. Pleacă de aici, ispit! Ah! Nu știu să fug! Doamne ferește, ce sunt ăștia? Sabi? Hai să-i arăt, eu am învățat o chestie. Aoleu, nu vreau să le distrug ăstora casele, dar totuși. Mi-a zis că nu trebuie să spamez. O, nu. Bine, trebuie să recunoaștem că a fost o metodă destul de eficientă. A fost un fel de double kill, kill. Și blocuri gratis. Ok, auzi, știi ce? Eu am venit aici pentru niște saddle-uri. Adică, măcar încercarea de a avea un saddle. Nu vreau să mă mai bag cu nimeni, ok. Lasă-mă în pace! Ce e asta? O ușă, mulțumesc foarte mult. O închid pe asta, în schimb. Băi, ce ne simțiți? Bă, mă fac mare ucigător în stele! Că vă urăsc, mamă, vă urăsc din tot sufletul meu. Nu vreau să mor, nu vreau să mor! O să ne prefacem că am fost foarte departe de moarte și că n-am fost ultimii proști. Cred că durează un pic până se reface viața. Explicați-mi! Vreau să... ce urât ești! Bă, dar ce damage dau nebunii ăștia! Au! Iupe angen! No! Care mai vrea parte în parte? Te-ai pus cu nenea golemul, fratele meleu? Dă-i o fratele meleu! Bate-mă în spate! N-am vrut să dau! Baby! S-a enervat pe mine, nu? Lasă-mă în pace! Am învățat să nu spamez! Saddle, te rog, please! Baby! N-aveți nicio șansă, fraierilor, acum... Vă fac din 3 mutări. Bun, și bețe. Gata, boss. Care mai e fraier, mă? Aoleu, ce e ăsta? Viața mea. Ce te iubesc eu pe tine? Deci putem să găsim iteme destul de ok. Nu e doar useless după useless după useless. Paturile mov sunt feblețe mea, le voi lua. Mereu în fiecare episod probabil o să ajungem de la ce voiam să facem la total altceva. Pentru că deocamdată am găsit niște fier. Nu era în calcul, dar... Așa, asta era ca un fel de smithing zone.
bănuiesc, de a avea fier. Nu știu dacă pe asta am verificat-o sau nu. Nu știu ce. Smoker? Interesant. Și niște uit aici, băi! Asta e? Cred că asta e. Bine, trebuie să verificăm pe Miță, că nu știu dacă asta e. Aici mai e ceva? Mai e vreun sedel? Nu știu cum să ajung acolo. O să dureze ceva. Salut, dă-te un pic, domnule porc. Ai aceeași casă. Ok. Baby! Acum, dacă știu să mă întorc acasă, ar fi foarte bine. Doamnă oiță, tu încă n-ai un nume și nu vei primi un nume până nu-ți vei respecta florile. Respectă-mă ca să fii respectat, ai înțeles? Salut, tu ești Miță? Nu pot să cred că în episodul ăsta chiar reușim să facem ceva, ești de bun la cap. Hai frate, că înainte mă urcam pe tine, ești nebun, nu-ți mai place uitul. Ce dracu să-ți mai dau, că nu mai am ce? Știi cât am stat să strâng? Nu, tu nu știi cât am stat să strâng chestiile alea. Tu nu apreciezi. Poate mă te apreciez. Mă lasă să mă urc instant. Ne vom preface că el era Măsa și ăsta e Miță, pentru că arată exact la fel și mă atacă cineva și ajutor? Aulă! Oh my god! Ce mai drăguță chestie din istorie, nu știu cum să mă dau jos! What the? E un zombie pe un pui! Oh, tu ești oribil, dar ăsta e drăguț? Stai mă, că acum am armură, mă, nebunule, ce mai mi-e frică mie de tine! Eu nu pot să lovesc așa ceva, chiar nu pot, mă doare mâna să dau așa ceva. Au! Oh! Ah! În tine nu mă doare mâna să dau. Nu știu cum se conduce un cal, dar l-am făcut rost de Miță! Achievement completed. Miță! Și acum, oh mă gând, pot să sar cu Miță. Pot să-l iau pe ăla micu cumva cu mine, să-l bag într-o ceva? Oh mă gând, calul urcă singur chestiile astea. Ia, pot să sară până aici? Ce mișto e calul. Oh, l-am prins! Bobiț! A fost capturat cu succes. Oh, și-a venit și taxul. Nu l-am prins eu, domnul. Chiar aici. Te-am capturat pe viață, îmi pare rău. Dacă nu se despawnează, ar fi perfect. O să-i fac așa un turnule să îmi dau seama unde e. Eu mă simt împlinit în acest episod. Aoleu, o să mor curând dacă... Nu știu cum să... Ajutor. Tehnica mea, dacă nu mă lovește un arcaș. Te rog eu frumos. Lasă-mă în pace. Aaaa, trădătorule Miță! Te-ai dus cu creeper-ul. Ce faci, mă? Uite, mă, glisează, ești nebun? Uite la el. Pot să mă duc acasă, mă culc, de exemplu, acum și să scap de ei? Ar fi o chestie. Se despawnează Miță, oare? Nebunie. Nu! Și am spus că asta se întâmplă. Nu! Nu vreau să mor tânăr, nu vreau să mor tânăr, nu vreau să mor tânăr, nu vreau să mor băt. Nu! Nu! Simt cum mi-a trecut viața prin fața ochilor. Vă rog, spuneți-mi că pot să mă duc înapoi să-mi iau itemele. Tui! Scheletul vieții! Puteam să jur că o să facă chestia asta. Tehnica mea, dacă nu mă lovește un arcaș. Ne vedem în episodul următor, în care să sperăm, să sperăm că reușesc să-mi iau chestiile înapoi. Eu vă salpaca IK de la Giu și... Mua! Alpaca King Out! Riță! Am văzut tine drăguț! Riță!